eleganța cu care s-a prezentat în cadrul concursului și sunetul viorii lui au fost motivele pentru care nu am putut rezista. Pentru reprezentația din seara de astăzi, pentru că asta trebuie notată și trebuie să fiu sincer și corect. Îți dau bine? Toată viața am fost pusă în fața studiului, ce înseamnă vioară, și de aceea te felicit. Mulțumesc. E foarte bine. Bravo! Darius, la fel de elegant ca prima dată, cred că ești pregătit, așa-i? 100%. Vioara îți e pregătită, sufletește ești pregătit? Sufletește. Așa că putem să începem. Hai, Darius, că pot. Am încredere în tine. Trebuie neapărat să treci mai departe, că de nu mai pot să-ți văd sora. Nu mai am ce să spun. Să-l vedem pe Darius. Să vedem ce spune juriul cu siguranță. Dar tu ești mulțumit? Da. Ești mulțumit, așa-i? Da. Și eu sunt foarte mulțumită să știi așa, mi-ai plăcut de tare. Mulțumesc. Hai să vedem ce spune juriul și o să începem cu Andreea. Asta a fost un intro pentru Andreea. Nu, a fost pentru Darius. Mă întrebai ce spune juriul. Asta. Atât a spus juriul, să înțeleg. Deci, chiar putem trece mai departe. Dar eu zic totuși să întrebăm pe Andreea ceva. Andreea, zi. Mi-a plăcut atât de mult că am rămas cu gura căscată și am transpirat. Tot, noi tot. Acasă, să-ți cânte, da. Ție. Ce zici? Da. Da. Hai să-l luăm acasă. Fiecare dintre noi câte o zi. Răzvane, pregătește limuzina. 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 Îl luăm pe Darius. Merită. Eu vreau să mai spun ceva, în afară de faptului că aici suntem o mână de oameni care ne-am bucurat sufletele cu Darius. Vreau să felicit și pe cei care au făcut posibil un acompaniament excepțional astăzi, profesorilor din spatele lui Darius. Bravo! Felicitări! Mulțumim! Și s-a văzut că ți-a făcut plăcere astăzi, așa e să cânți? S-a văzut pe fața ta, Darius, care mare greutate. Nu cred că ai avut azi emoții. Astăzi chiar n-a avut emoții. Deloc. I-a făcut efectiv plăcere să cânte și ți-a simțit asta. Bravo. Este piesa ta de rezistență. Bravo. Spune drept, este? Da. Domnilor, domnule, felicitări. Așa, mulțumim mult, Răzvan. Acolo sunt pregătiți Vlad, Șerban, cu emoții, cu tot. E în regulă la voi?